imperativ, sub zodia argumentului. Bun găsit, sunt Ioana Soreanu, vă invit la o nouă dezbatere astăzi, dezbatere pe care o puteți asculta până la ora 18, dar o puteți și urmări pe site-ul nostru www.radioiași.ro. Tema de astăzi, criza refugiaților care a divizat Uniunea Europeană. Vocea Germaniei este una importantă în ceea ce privește venirea imigranților, primirea și adoptarea acestora. Alte țări s-au aliniat acestui punct de vedere. Pe de altă parte, România, Cehia, Slovacia și Ungaria s-au opus cel puțin impunerii cotelor obligatorii de refugiați. În ceea ce privește Ungaria, această țară s-a poziționat la cealaltă extremă față de Germania și a răspuns dur cu jandarmi, armată și construind garduri la granițe pentru a împiedica trecerea imigranților. Și cetățenii din Uniunea Europeană sunt divizați în această problemă. În ceea ce îi privește pe români, mai mult de jumătate cred că țara noastră nu ar trebui să primească refugiați, că aceștia nu ar trebui să se stabilească în România, arată un sondaj realizat de INSCOP. Discutăm acest subiect astăzi cu jurnalistul Lucian Dârdală. Bine ați venit în studio! Mulțumesc pentru invitație! Bună seara dumneavoastră și ascultătorilor Radio Iași! Prin telefon va interveni și fostul ministru de externe, Petre Roman. Aș vrea să începem cu sursa acestei crize. Ce anume a generat această situație, acest aflux de imigranți? În mod evident, este vorba de exploziile din Orientul Mijlociu. Ne concentrăm foarte mult asupra Siriei, dar Afganistanul nu este pacificat, Irakul este, o bună parte a Irakului este în flăcări. Vorbim de eșecul de a stabiliza Orientul Mijlociu la început, după 11 septembrie 2001, că de acolo începe epoca contemporană în relațiile internaționale, după invazia din Irak, după așa numita primăvară arabă, a fost o bulversare, un cutremur cu adâncime mare, n-a fost un cutremur la suprafață, un cutremur cu adâncime mare și cu daune mari și durabile. Vedem acum afluxul de refugiați, ne putem întreba de ce acum, de ce nu mai dinainte, de ce de-abia acum. Și aici sigur că ne putem uita la atitudinea guvernului turc, care după ce a permis șederea în tabere de refugiați acestor oameni, interzicându-le ieșirea din țară, a început unilateral să permită această ieșire din țară și sigur că oamenii se îndreaptă spre tărâmul făgăduinței. În cazul acesta este Europa, mai ales Germania, Suedia. Deci o cauză imediată, o cauză proximă ar fi schimbarea de atitudine a guvernului turc, modul total necooperant. Turcia Ankara nu s-a coordonat deloc cu europenii, cu Uniunea Europeană, și ne-a pus cumva în fața faptului împlinit. Turcia, care are și aspirații europene. Avea, cel puțin, nu-mi dau seama acum, a și fost respinsă pe bună dreptate în multe privințe. Un alt spațiu politic, dar asta nu scuză lipsa de prevedere a decidenților europeni sau naționali din principalele capitale europene și nu numai, putem vorbi aici de responsabilitatea Washingtonului, în a-și pune probleme pe termen mediu și lung. Ce se va întâmpla cu acei oameni care au copleșit? Și știm, Libanul este plin de refugiați și e o țară cu o pace fragilă între diversele comunități. Iordania, sunt foarte mulți. Turcia sunt cei mai mulți și granița este mare cu Siria. Cred că nu e ceva foarte neașteptat. Deci putea fi preîntâmpinată această criză. Liderii europeni, de ce nu au făcut nimic pentru a preîntâmpina această Putea fi criză? Anticipată politic, putea fi anticipată, spun eu, intelectual. Nu știu însă dacă anticiparea intelectuală
înseamnă și soluție politică, pentru că singura soluție politică la care mă pot eu gândi și pot greși, dar asta e raționamentul meu, e intervenția în forță care să pună ordine, să îi omoare sau să-i alunge pe ticăloși și să creeze un sistem decent în Siria și Irak. Nu e fezabilă din punct de vedere politic după eșecul politic, pentru că n-a fost un eșec militar american în Irak. Deci o singura opțiune și legitimă și funcțională este închisă politic. Nimeni nu poate, niciun guvern democratic nu poate risca să se aventureze de unul singur sau într-un grup mic în Irak. Ne putem pune întrebarea, există Organizația Națiunilor Unite, dacă nu poate rezolva probleme de genul acesta atunci... O reacție destul de slabă. Da, atunci ce probleme poate rezolva totuși Organizația Națiunilor Unite? Sigur, cineva răspunde că cât timp nu există un consens între marile puteri, ONU este imobilă și vedem că Rusia a jucat separat tot timpul și de-abia acum pare foarte interesant, cel puțin întâlnirea între Vladimir Putin și Barack Obama s-ar putea să dea anumite rezultate, e posibil ca Rusia să-și declare disponibilitatea de a participa la un asemenea efort, dar cu Vladimir Putin, în condițiile ei. Președintele rus a și declarat se pregătește pentru lovituri aeriene unilaterale împotriva statului islamic în Siria dacă Statele Unite îi resping propunerea de a-și uni forțele. Statele Unite vor respinge propunerea de a-și uni forțele pentru că nu poate exista o unire de forțe când doar unul dintre parteneri, în cazul de față Rusia, îndrăznește să trimită trupe pe teren. Americanii nu. Strategia americană nu include trimiterea de trupe. În cazul Rusiei e posibil spre asta să se ajungă. Deci cred că va exista o coordonare, dar nu o acțiune comună. O coordonare care sigur va însemna un câștig politic pentru Rusia, pentru că se știe Rusia îl susține pe Bashar al-Assad, în timp ce Occidentul, de o manieră principială, morală aș spune eu, dar total neproductivă din punct de vedere politic, a făcut din plecarea lui Assad o precondiție a oricăror eforturi de soluționare politică. Și atunci Occidentul, Statele Unite în primul rând, riscă să se trezească nevoit să dea înapoi. Deci această criză este rezultatul mai degrabă al inabilității liderilor europeni de a rezolva sau de a preîntâmpina această problemă, da. Și nu respingeți teoriile conspiraționiste. Resping cu forță teoriile conspiraționiste, dar aș spune și vreau să trecem, a Europei. Trecem puțin și la ele, nu? Dar au dezlănțuit, sunt forțe adânci ale societății și politicii, pe care un lider, oricât ar fi el de inteligent, de inventiv, nu le poate întotdeauna controla. Acolo au fost mișcări tectonice, spuneam în cel puțin din 2001, poate mai de vreme, care nu pot fi controlate prin decizii de moment. O să dureze stabilizarea Orientului Mijlociu, sau măcar parțial a Orientului Mijlociu, va dura foarte mult. Cum se explică atitudinea atât de flexibilă a Germaniei, dar și a altor țări care au aceeași poziție față de venirea imigranților în Europa și primirea lor? Cred că Germania internalizează în cel mai înalt grad valorile europene. Haideți să nu le problematizăm acum. Putem discuta mult dacă ele există sau cum au ajuns anumite valori să fie numite europene. Germania se identifică în cel mai înalt grad cu ele, simte de asemenea nevoia să exercite un leadership în sens moral, în sens non-militar, în sens pașnic.
Și este de asemenea țara, dacă nu pe cap de locuitor, în orice caz pe ansamblu, cea mai prosperă din Uniunea Europeană. Și atunci leadership-ul ei era, spun, natural. E și o vocație de receptor de emigranți, deci o toleranță față de imigranți, care l-a pregătit-o pentru un asemenea rol și a făcut-o să bată cu pumnul în masă când a fost nevoie. Și aș mai spune ceva, e foarte interesant, eu nu cred în explicații de genul acesta, că Germania sau doamna Merkel, devenită fata rea a Europei după intransigența din criza greacă, vrea deodată să devină fata bună. Dar e, cred că cineva ar putea să-și imagineze și o astfel de încercare de refacere a prestigiului și a autorității morale a Germaniei după criza greacă. Va fi destul de greu de făcut trierea acestor imigranți. Mulți dintre ei nu au acte. Sunt veniți ilegal. Doamna Merkel spunea că va accepta refugiații de război, pe cei care fug din calea războiului și nu pe cei care fug din țările lor din motive economice. Dar cum îi va deosebi pe unii de ceilalți? Cred că va fi un coșmar birocratic și organizatoric pentru Germania. Am închipui că știe la ce se referă. Poveștile de viață ale fiecărui migrant vor trebui verificate din mai multe surse. Faptul că nu au acte nu le va permite, e în dezavantajul lor faptul că nu au acte, pentru că vor fi verificați. Asta înseamnă timp, înseamnă foarte mulți bani și înseamnă, e posibil ca nu doar Germania, ci dacă se confirmă ultimele știri referitoare la atitudinea germană, și alte țări vor fi puse în situația asta de a verifica dacă acordă sau nu azil politic. Domnul Petre Roman, fost ministru de externe, în această calitate l-am invitat astăzi, este în direct alături de noi. Bună ziua! Domnule Petre Roman, ridicarea unor garduri de către Ungaria la granițele sale a condus la tensionarea relațiilor cu Bucureștiul inclusiv. Această atitudine a Ungariei a fost foarte criticată. Ungaria spunând că apără granița Schengen. Este îndreptățită Budapesta să facă acest lucru? Nu. Fără îndoială că nu există un temei legal în sensul reglementărilor Uniunii Europene, este însă un gest fără îndoială neprietenos, pentru că relația de vecinătate între două țări membre al Uniunii Europene, între care de altfel, printr-o voință politică inteligentă, există și un parteneriat de colaborare strategică, e un gest neprietenos. Era mult mai normal, atât în relația cu România, cât și în relația cu Croația, ca Ungaria să facă o consultare, adică să propună partenerilor săi români, și respectiv am văzut și situația din Croația, să propună o discuție, să vedem ce este de făcut, având în vedere că unele dintre, să spunem, unele dintre îngrijorările pe care le are Ungaria le putem înțelege, având în vedere că s-au trezit cu mii, zeci de mii chiar de refugiați care le-au îngreunat situația internă. De alminteri, în momentul când Victor Orban a declarat și de altfel a și instituit o serie de reglementări, acțiuni cu privire la nevoia de a controla acest flux de refugiați, am văzut că chiar, dacă nu mă înșel, chiar astăzi, el a fost destul de bine primit la München, de către partidul care este în alianță cu Angela Merkel, partidul din Bavaria, CDU.
Prin urmare, lucrurile sunt într-o situație mult mai, mult mai complexă, având în vedere că atitudinea umanistă, de solidaritate, atitudinea europeană, profund europeană, a Uniunii Europene, a fost urmată de această decizie de a primi refugiați. Însă, o strategie, o gândire, un plan, de fapt, un plan chiar pe termen scurt sau pe termen mediu, în legătură cu această problemă, nu putem spune că s-a adoptat. Și atunci, după cum vedeți, tabloul nu e atât de simplu. Avem tot dreptul să dezavuăm aceste bariere. Avem de partea noastră și ceva simplu, rațional. Era o întrebare pe care mi-am pus-o eu de la bun început, prin comparație, și am văzut că a fost reluată și de câteva media occidentale zilele trecute. Ce eficiență a avut gardul mult mai impresionant și mai sofisticat de sute de kilometri dintre Statele Unite și Mexic? Păi aproape o eficiență foarte slabă, în sensul că fluxul de imigranți a continuat foarte mult în Statele Unite, până într-acolo încât se pune problema ca imigranții aceștia, n-ați văzut, există discursuri destul de dure, chiar xenofobe, de a-i trimite înapoi. Nu cred că chestiunea aceasta cu gardul e o măsură eficientă, dincolo de orice alte considerente de natură umanitară, de natură politică, de natură culturală. Avem probleme, avem o serie întreagă de probleme asociate cu acest flux de refugiați. Personal, cred că atitudinea europeană este foarte importantă ca să rămânem noi înșine, pentru că dacă europenii nu mai rămâne europeni, nu știu ce mai rămâne. Însă, pe de altă parte, fiindcă făceați apel la experiența mea politică de ministru externe, de exemplu, este clar că Europa a fost luată prin surprindere, că nu și-a pus problemele la timp, că nu a previzionat mijloace și că a luat o decizie oarecum pe picior. Nu e suficient. Această criză a dus la tensionarea relațiilor dintre București și Budapesta. A gestionat corect, autoritățile de la București au gestionat corect această criză apărută? Din punctul de vedere instituțional, da, pot să spun că autoritățile române, în special Ministerul de Externe, au procedat corect, cu grija cuvenită, cu, să spunem, nuanțele care trebuiau spuse. Am auzit și declarații care nu erau excesive, pentru că lucrurile s-au inflamat în momentul în care Ministrul de Externe maghiar a făcut niște declarații nepotrivite, categoric nepotrivite, și la care eu cred că noi, ca de obicei, trebuia să răspundem cu măsură inteligentă, inteligență și argumente, mai ales că aveam o serie întreagă de argumente de partea noastră. Dar, pe de altă parte, în chestiunea cu refugiații, această oscilație, nu primim mai mult de 1785, după care... A fost o bâlbâială a autorităților de la București din punctul acesta de vedere. Noi aveam de spus ceva foarte simplu. Suntem gata să primim, dar suntem o țară încă cu probleme economice serioase, avem un decalaj față de Uniunea Europeană din nefericire mare și cel puțin se putea pune pe tapet un lucru. Din fondurile care revin României, din fondurile care oricum revin României, să fie posibil să se aloce, pentru că deocamdată n-ar fi posibil, să fie posibil să se aloce o sumă nu mică, o sumă destul de importantă, pentru logistica necesară primirii acestor refugiați. Adică totdeauna negocierea trebuie să fie spre pozitiv, spre constructiv, spre obținerea unui rezultat. Așa, noi ne găsim în situația unei țări, îmi pare foarte rău să o spun, că am urmărit reacția politică și din media despre România, despre Ungaria, s-a spus într-un fel destul de urât, destul de barbar, dar despre Cehia și Slovacia iarăși un fel, dar despre România ce? Această țară plină de corupție. Chestia asta mă revoltă, așa, e un prea plin, nu se mai poate. E bine, ne-am băgat noi singuri în fălcile astea cu această oscilație, cu această bâlbâială, știți?
Da. Domnule Petre Roman, vă mulțumesc foarte mult pentru intervenția dumneavoastră în emisiunea Imperativ la Radio Iași. O seară bună, la revedere. Revin la invitatul din studio, Lucian Dârdală. Trecând peste gardurile înălțate de Ungaria, ei au spus că apără granițele, granița Schengen. Aveau dreptate? Erau îndreptățiți să facă asta? Termenul de dreptate și îndreptățiți în politică e unul foarte complicat. Relativ. Da, în principiu, un guvern legitim pe teritoriul național poate să facă așa ceva. N-au încălcat nicio normă europeană. Acum, sigur, Victor Orban seamănă cu personajul acela care, având un ciocan în mână, vede peste tot numai cuie. Ungaria, Romă, Serbia, Ungaria, Croația, Ungaria, Slovenia se vorbește, Ungaria, România, sigur. Se pricepe bine la garduri și are alegeri, are nu foarte apropiate, dar e sub presiune electorală. Politicile de tipul acesta, cred, merg, funcționează în rândul, dau rezultate în rândul electoratului maghiar. Eu așa și interpreta această acribie cu care domnul Orban vrea să construiască garduri. România nu e în postura de a da lecții Ungariei și am pierdut o bună ocazie de a ne comporta frumos, pentru că răspunsul, domnul Petre Roman a vorbit, de la Budapesta a început, sigur, schimbul, dar răspunsul lui Victor Ponta, care făcea comparație între politicile maghiare și cele naziste, care numai că nu i-a acuzat pe liderii maghiari de a fi la fel de răi ca cei din Irak sau din Siria. A fost un răspuns care pe mine, eu foarte rar sunt surprins de declarațiile politicienilor. Dar nici Bogdan Aurescu n-a fost foarte diplomat cu acuzațiile de autism aduse. Autismul este o boală, și politicienii ar trebui să fie mai atenți când folosesc, sigur, anumite cuvinte. Din păcate... Exact, numai că vedeți că se întinde, e o epidemie, așa, oamenii vor să fie, din nou în cazul lui Victor Ponta, în primul rând și din considerente interne, nu-și pot permite, alegerile se apropie. Și la noi. Da, nici el, nici Klaus Iohannis sau liderii liberali să dea dovadă sau să pară slab, pentru că percepția lor este că românii resping primirea imigranților, cred că așa și este. Conform sondajului, nu discutăm preferințele publice, eu mă număr printre cei care spun că România trebuie să accepte refugiați, de la accepta refugiați și până la a-i naturaliza este însă cale lungă. Aici vin politicile conforme cu standardele europene, dacă acordăm sau nu azil, și cred că în curând vom fi puși în situația aceasta. Aș vrea doar să spun că domnul Petre Roman, sunt total de acord cu domnia sa, linia în România ar fi trebuit să fie: avem nevoie de susținere pentru a ne face datoria, pentru a ne comporta conform valorilor europene. Domnul Petre Roman spunea din banii cuveniți României. Da, poate că da, poate din banii pe care i-am pierdut pe vechiul interval. Eu aș spune că e nevoie de o contribuție suplimentară din partea tuturor statelor europene, ar fi vorba aici de solidaritate, plus statele care nu sunt membre UE, dar sunt membre în spațiul Schengen, și fondurile să fie dirijate către țările care primesc imigranți. Eu nu văd nimic în neregulă ca Germania sau Suedia să primească astfel de fonduri europene, deși sunt țări prospere. Așa înțeleg eu solidaritatea europeană. Cred că la așa ceva se va ajunge. Convingerea mea este că dincolo de aceste cote obligatorii, care, bun, sunt obligatorii, am înțeles, să trăiți, se va pune problema susținerii țărilor care efectuează aceste operațiuni migăloase și dificile de sortare a celor care au dreptul și a celor care n-au dreptul să se primească azil. Domnul Ponta a făcut referire la spațiul Schengen în primele sale declarații, când nu era de acord cu cotele obligatorii de refugiați, spunând că România nu poate fi obligată să primească imigranți odată ce nu a fost primită în Schengen.
Ulterior, Klaus Iohannis, săptămâna aceasta, a spus că nu are nicio legătură primirea României în Schengen cu problema refugiaților. Are sau nu are? Nu are legătură. Sunt două aspecte corelate, dar fundamental diferite. Primirea refugiaților, migranților, este ține de solidaritate europeană și apartenența la UE e baza. Schengen înseamnă normative de pentru libera circulație, protecția granițelor comunitare. Nu, fără să spun că președintele Iohannis a dat dovadă de prea multă coerență în toată această perioadă, aș spune că aici are dreptate. Și aș mai spune că și el, cred, va trebui să-și pună întrebarea: e întotdeauna bine să pare așa foarte sigur și să declari ritos, atâți vor fi și nimic mai mult? Întâmplarea face ca eu să cred, și aici, că nu ar trebui, conform tratatului de la Lisabona, n-ar fi fost corect ca votul în această problemă a cotelor obligatorii să dea cu majoritate calificată. Adică eu cred, așa cum citesc eu tratatul de la Lisabona, că ar fi trebuit să avem fiecare țară să aibă drept de veto, să fie nevoie de consens. E posibil însă să mă înșel. Tratatul de Lisabona e vag în multe privințe. Ar fi interesant, cred, de văzut opinia ale unor juriști specializați. Dar eu, care sunt deschis față de ideea primirii refugiaților, nu mă refer la cote obligatorii decât după ce văd că decizia aceasta stă în picioare după sesizările făcute de Budapesta, Praga și, am senzația, și de către Bratislava. Traian Băsescu, fostul președinte Traian Băsescu, s-a dovedit un inamic dur al primirii refugiaților de către România din mai multe motive economice și de securitate expuse de domnia sa. Dumnealui a spus că atunci când a mers la Consiliul Jai, Gabriel Oprea, ministrul Gabriel Oprea de interne, ar fi trebuit să aibă în spate o decizie a Parlamentului de respingere a cotelor de refugiați. Ar fi schimbat asta lucrurile pentru România? Ar fi avut mai mare greutate? Da, ar fi schimbat în rău. Ar fi schimbat în rău, pentru că nu așa se negociază în Consiliul Uniunii Europene, fie că vorbim de Consiliul Jai sau de alte asemenea foruri. S-a mai întâmplat, dacă vă amintiți, au fost rezoluții ale parlamentelor care forțau mâna guvernelor sau limitau mâna guvernelor în cazul crizei grecești, când se punea problema de bailout. Deci un precedent ar fi fost. Dar nu acesta este spiritul negocierilor și spiritul cooperării europene. Te duci să negociezi, încerci cât poți tu de bine să aperi interesele publice, interesele în țării tale, așa cum, atât cât poți, dar nu vii întâi cu decizia sau iei o decizie și doar le-o comunici celor de acolo. Traian Băsescu exagerează, cred, ca și alți oameni politici în căutare de teme bune pentru agenda. Eu mărturisesc că nu sunt foarte atent în această perioadă la ce spune Traian Băsescu despre politica europeană și n-am senzația că pierd foarte multe. Vor exista consecințe negative pentru România în urma refuzului de a accepta cotele obligatorii? Nu cred. Cred că oamenii au înțeles, sigur, liderii politici sunt supărați și am văzut Mă refer la votul negativ, pentru că până la urmă a acceptat România. România cred că a clarificat faptul că e împotriva principiului cotelor obligatorii, deci nu cred că s-a spus noi nu vrem să primim refugiați. E o discuție pe cifră care, așa cum sugera domnul Petre Roman, poate fi atenuată prin finanțare europeană. Mai departe, România, cred că după această ieșire în larg și cu valuri multe, se va întoarce în frontul european și va juca, sper eu, corect. Nu totul trebuie să ne placă. Uneori facem și lucruri care nu ne plac, pentru că nici altora nu le place să se vireze
anual sume mari de bani României, în condițiile în care, așa cum, sigur, domnul Petre Roman e deranjat și eu sunt deranjat, dar o bună parte dintre ei cad în alte buzunare decât cele ale publicului și ale statului. Rezoluția Parlamentului European de la 10 septembrie pe tema migrației și refugiaților, rezoluție prin care se recomanda introducerea cotelor obligatorii, a fost votată de majoritatea reprezentanților țării noastre în Parlamentul European. Din 32 de reprezentanți, doar 10 nu au votat pentru această rezoluție. Cum explicați votul europarlamentarilor români? În contradicție cu ce spuneau autoritățile din țară, respectiv președintele și premierul, cele mai importante voci. Bun, europarlamentarii nu sunt reprezentanți ai țării, nu sunt în niciun caz reprezentanți ai guvernului sau ai șefului statului. Sunt reprezentanți ai opiniei publice, dar e mandat reprezentativ, acționează potrivit propriei conștiințe. Sigur că e posibil ca unii dintre cei care au votat pentru să fie chestionați în viitoarea campanie electorală, dar până atunci mai e și eu chiar cred că parlamentarii români, europarlamentarii români care au votat cotele obligatorii nu au greșit, nu văd alt sistem, nu văd alt sistem. Repet, am spus înainte, nu știu dacă el potrivit conform tratatului de la Lisabona, asta va stabili curtea. Dar dacă nu ai cote obligatorii, cu cele voluntare nu te poți pe ele nu te poți baza. Și să ținem cont, mă întorc la europarlamentar, ei acolo și instituția lor, Parlamentul European, este mereu mai favorabilă integrării, mai favorabilă cooperării. Guvernele naționale, prin natura fișei de post, sunt mai sceptice, sunt interesate de voturile interne. Acolo, în Parlamentul European, se configurează de regulă o opinie majoritară pro-integraționistă, pro-cooperare, nu mă miră. Există riscul islamizării Europei, pentru că exista și această opinie. Eu nu știu ce înseamnă islamizarea Europei. Ținând cont de numărul mare de refugiați care vin spre Uniunea Europeană. Nu cred. Nu cred că acesta este sistemul conceptual corect. Sunt probleme de omogenitate culturală și unele dintre ele sunt deranjante în Europa. Sunt comunități islamice. În ceea ce privește naturalizarea acestor imigranți, state care au de mult astfel de imigranți au probleme. Da. Germania, Marea Britanie, Franța n-au reușit să-i asimileze până la capăt. Da, și mă îndoiesc că se va putea realiza așa ceva. Sunt nuclee reticente față de adoptarea stilului de viață occidental. Și așa vor rămâne, nu-mi fac iluzii. Dar a vorbit despre islamizarea Europei, mi se pare, spuneam înainte, teoriile conspirației. Trebuie să avem proprietatea termenilor. Arabia Saudită este un stat islamic sau Iranul este o republică islamică. Nu, când vorbim de fapt despre o mai mică omogenitate culturală, despre probleme și sociale, pentru că acolo sunt și pungi de sărăcie și pungi de infracționalitate, sunt în numeroase comunități islamice. Și avem o multitudine de probleme, dar islamizarea Europei nu se numără printre ele. Este un termen total inadecvat. Cât merge până la a fi prea mult? Asta e de fapt întrebarea. Răspunsurile, desigur, merg de la țară la țară. Altfel se comportă țări ex-imperiale, precum Marea Britanie sau Franța, sau țări care încă, societăți care încă trăiesc sub zodia culpei istorice, cum este Germania. Altfel gândim noi mai puțin, ca societate, mai puțin afectați de interacțiunile cu exteriorul. E dezbatere politică democratică, o să fie în toate aceste țări și vom vedea și noi cât va fi până va fi prea mult. Până atunci însă trebuie să ne păstrăm calmul și să nu vedem în oameni suferind să vedem teroriști, în oameni care fug de opresiune să vedem neapărat oameni care vor să se îmbogățească. Unii, da, și autoritățile germane, suedeze și altele vor putea să stabilească, dar nu putem porni de la premiza asta. În încheierea discuției de astăzi, ca o concluzie,
Ce spune această criză despre Uniunea Europeană, modul în care a reacționat Uniunea Europeană? Unii au vorbit chiar și despre sfârșitul spațiului Schengen. Cum descrie această criză Uniunea Europeană? Sfârșitul spațiului Schengen, mă încep cu asta, nu cred că e vorba de sfârșit, e fundamental pentru Uniunea Europeană. Cred că va fi remodelat și nu exclud o muiere, deci redobândirea unor prerogative mai mari de către statele naționale. Uniunea Europeană nu se va sfârși aici, dar boala există, trebuie recunoscută. Ne putem afirma această vocație de forță a binelui în relațiile internaționale cât timp avem de a face cu niște state care controlează granițele. Dacă vedem că statele acelea au dispărut, au explodat, e război civil, atunci când spui așa ceva și vrei să fii modelul pentru alții, acei alții vin pe teritoriul tău să te vadă mai bine. Deci e posibil să asistăm la o situație în care Europa va lua decizia dureroasă de a-și controla granițele mult, mult mai strict. Îi mulțumesc jurnalistului Lucian Dârdală pentru prezența în emisiunea Imperativ de astăzi. Le mulțumesc și colegilor mei, Cătălin Bâșcă din regia de emisie și Bogdan Zlei, care s-a ocupat de transmisia video live. Emisiunea o veți putea găsi pe site-ul nostru www.radioiași.ro. Sunt Ioana Soreanu, numai bine!